Jocul echipei CSR Manzalo a fost mai mult decât modest în partida disputată pe teren propriu în fața principalei favorite la titlul național din acest an, astfel că echipa vizitatoare a obținut o victorie destul de lejeră în fața echipei CSR Manzalău, care a devenit doar o umbră a campioanei ultimelor trei sezoane. Schimbările din pauza competițională nu au adus aproape nimic nou în jocul zăloanilor. Gazdele au început foarte modest partida, astfel că echipa de la malul mării avea avantaj 8-2 la primul time-out tehnic al setului inaugural, însă sălăjenii au revenit spectaculos și au egalat la 22, dar pragmatismul echipei vizitatoare și-a spus cuvântul și Tomisul a câștigat primul set după prelungiri cu 27-25. Sosiți la Zalău cu un singur scop, acela de a câștiga cele trei puncte puse în joc. Marinarii au pus în practică ceea ce a instruit încă de la Constanța antrenorul Martin Stoieva, astfel că în următoarele două seturi oaspeții au controlat jocul și nu au lăsat deloc speranțe echipei adverse. Degeaba s-a agitat pe marginea Aurel Vlaicu, elevii se au greșit elementar, nu au avut preluare, drept urmare și construcția era greu de dus la capăt. Extremele au fost aproape inexistente, iar centrii, singurii care au jucat cât de cât la nivelul adversarului, erau greu de pus în valoare din moment ce preluarea nu a funcționat. Ce aș putea să spun? În unele momente din nou am jucat bine, dar din păcate n-am reușit să avem o preluare stabilă și asta s-a văzut. N-am mai putut să jucăm centri, iar pe extreme am avut aproape tot timpul blocaj dublu și nu este foarte ușor să treci. În ciuda victoriei categorice, Sergiu Stancu, unul dintre cei mai buni jucători ai Marinarilor în partida de vineri, vede în continuare echipa zăloană una din principalele pretendente la titlul național. Da, a fost un meci, să știți că poate a părut un meci ușor de afară, dar a fost un meci greu în care noi am întâlnit echipa campioană, o echipă care eu sunt sigur că ne vom întâlni cu ei în faze superioare ale competiției. Diferența poate a făcut-o pregătirea noastră. Noi am pregătit meciul foarte bine. Antrenorul nostru a vizionat jocul echipei adverse și a pregătit meciul foarte bine, iar un alt moment important al meciului, sau o altă chestie importantă, a fost atitudinea jucătorilor. Noi am venit aici hotărât să luăm cele trei puncte și uitați că s-a devrit și am reușit să luăm cele trei puncte. După eșecul în fața formației constanțene, jucătorii echipei sălăjene au șansa de a se reabilita față de suporteri în partida de miercuri 30 ianuarie, când la Zalău va sosi echipa clubului sportiv Dinamo București.